Hei, salutare tuturor generație, mă bucur tare mult să ne revedem, e clar că după un weekend prelungit care seamănă mai mult la mine a vacanță și mă gândesc în continuare la vacanță, am revenit și asta e o veste foarte bună, mai ales că se întâmplă multe lucruri fine în Ploiești, pare că acel clișeu legat de oraș, că domne, e prăfuit, e gri, e industrial, nu se mai întâmplă nimic bun în lumea asta, E un clișeu care pleacă ușor, ușor dintre noi pentru că vin foarte multe culori. Culori care sunt adăugate de artiști de oriunde și când spun ori unde mă gândesc și la partea națională, mă gândesc și la partea internațională și asta pentru că există niște tineri foarte faini și o să vedeți că sunt chiar ploieșteni și unii chiar de sex feminin care fac lucruri faine aici în, în orașul lui Caragiale, lucruri pline de artă și o să vedeți imediat pentru că alături de mine este Ilinca Ioanițescu. Ilinca, bine în podcast! Bine te-am găsit! Trage aer în piept, relaxează-te, bucură-te de această inițiativă și mai ales de prezența ta, am zis că ești pe, pe, super timp. Adică faptul că tu ești acum aici înseamnă că ții niște oameni în loc. Hai să începem cu prezentarea ta. Cine ești tu, Ilinca? În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Ilinca, bucureștean, născut la București, crescut în Ploiești. Am făcut liceul Mihai Viteazu din clasa 5-a până în clasa 12-a, clasă de mate info-intensiv engleză. Și când eram aproape de terminarea liceului, mi-am dat seama că nu prea știu ce direcție să abordez pe viitor. Și am spus să plec pe ceva general, să mă duc undeva unde îmi las loc de portițe. Și am decis, după ce am dat la o parte niște facultăți pe care eu le credeam bune pentru viitorul meu, și anume arhitectură, drept și medicină, de făcut în România, am, și după consultații cu părinții mei, am decis să plec în străinătate și am făcut facultatea la Londra, business cu finanțe, trei ani de zile. După care, din nou, a fost o punte în care n-am știut dacă să rămân sau să mă întorc, și am decis să, să rămân pentru că, profesional vorbind, aveam foarte multe oportunități de dezvoltare. Și acesta a fost traseul academic pe lângă toate astea, mai sunt multe povești de spus. Și eu am vreau să știu cum ai ajuns în proiectul ăsta cu Art Town Festival. Băi... În acest proiect am ajuns pentru că eu fac de mică foarte mult voluntariat. Am fost la RIUF, târg de universități, la București, încă din clasa a 8 -a. Am făcut tot felul de flash la mare sau în ploiești, pe teme caritative, de caritate. Uh, și am fost la Alesduit, România, la Plantat Copaci, tot felul de evenimente cu impact social. Și, a, a, cumva, după liceu, am terminat uh, faza de voluntariate, pentru că plecând în altă țară nu am mai găsit timp sau nu m-am mai implicat în astfel de inițiative. Uh, dar, în suflet, au rămas și reward-ul pe care l ai după ce particip la un astfel de eveniment este superb, este măreț, e tenalț așa cumva. Și te face să te simți foarte bine. Și că caut această stare de bine. Știam de la Livia, care este fondatarea asociației noastre, asociației noastre în București, și anume Bucartest, Transforming Bucharest into Bucartest, adică regenerare urbană prin artă morală, de proiectul pe care el face și îl, conduce în București povești la ser de vin și alte bărfe, printre care s-a adus și acest subiect în discuție. Și mie mi-a plăcut foarte mult inițiativa, iar anul acesta, eu studiez momentan, fac un master în management la o facultate din Olanda cu campus și în România, în București, și chiar prin februarie, înainte să plec în Olanda pentru studii, am avut o discuție cu Livia în care mi-a spus, mi-a propus de fapt, să facem ceva pentru ploiești. Care are o idee și hai să facem... Livia care e tot uh, din ploiești? Livia este da? din da? ploiești, da. Ok. Pe care o știu încă din clasa 5-a. Prietene de atunci uh, și cumva viața ne-a adus împreună și pe plan uh, profesional. Cum ai primit propunerea asta? Să faci ceva uh, pentru ploiești în condițiile în care, nu știu, poate că e mai simplu să te duci în Cluj să faci ceva, în Timișoara, în Iași. Totul a plecat de la faptul că am vrut să dăm orașului înapoi din ce ne-a dat și el nouă, adică educație și oamenii pe care i-am întâlnit și profesorii pe care i-am avut, locurile în care am fost și în care am copilărit. Și am spus, nu, e momentul să venim și să facem ceva, să punem ploieștiu pe o harta orașelor în care se poate sta. Mare nu curaj, ma, ma, mare curaj, din punctul meu de vedere, <gri> serios, adică e mult mai simplu să spui pas decât să zici hai să facem ceva pentru, uh, pentru orașul ăsta. În momentul în care noi vorbim, uh, vreau să știu așa în mare, ca un sumar, ce se întâmplă foarte multe lucruri se întâmplă. Câți artiști sunt activi în prezent? În momentul ăsta, în jur de 16. 16 din 27. 27, am zis eu că e un număr magic, nu o să-l spunem de ce. Nu detaliem. Artiști care sunt și din România, și din afara țării, dar chiar câțiva și din ploiești, dacă poți să-mi spui numele ploieștilor, ar fi super? Din, ce îmi trece așa foarte rapid prin cap, l-avem pe Robert Obert și l-avem pe James. Deci doi ploieșteni. Avem da. și doi ploieșteni Noi în acest Noi vrem să, cumva, să promovăm și artiștii locali și artiștii la început de drum mm -hmm. și anume, Jim, să știu că este la început de drum și am vrut să-i dăm posibilitatea să se exprime și să-și lase arta în orașul lui. Pentru că am credem că este foarte important să susținem oamenii tineri și oamenii ploieștiului pentru că am făcut lucrul ăsta aici. De când a început acest proiect să fie creionat? Adică să puneți la punct ideile principale, site-ul, Instagram-ul, ah. proiectul pentru ploiești în sine? Amuzant. <laughs> proiectul în sine a venit ca idee acum vreo 2 ani. Ok. Am început să vorbim la primărie prin februarie prima dată și apoi în aprilie a doua oară. Iar după ce am obținut susținere și aprobări, verbale, în primă instanță. Am început să facem planul concret în jur de 3, 4, 5 iulie. 2022? 2022. Nu pot să cred, atât de curând. Da. Toată planificarea a avut loc acum de curând și deja da. lucrurile se întâmplă? Da. Man, ori sunteți voi magici, ori se întâmplă și niște lucruri prin administrație, ori de ambele părți, pentru că altfel nu vine să e chiar cred. e wow. avem o. Avem acum o stea norocoasă deasupra capetelor da, da. și ne ghidează pe drumul cel bun. Noi site-ul de Insta, site-ul aveam, iar Așa. contul de Insta a fost lansat cu două, trei zile înainte de apelul de concepte pe care noi l-am deschis pentru artiști pentru a putea aplica la festival. Noi am gândit tematica festivalului, cam ce, ce se va vrea mm -hmm. să apară și să se întâmple, în luna asta, în principiu. Deci noi asta suntem plini de culoare. Dacă ne place plăștul, e posibil să fie și din cauza, datorită vo și mai mult de atât putem chiar să descoperim efectiv această artă morală în, în Ploiești. Avem foarte multe imagini, am tot stat să le pregătim și uh, e clar că dacă le vedem, ele deja sunt executate, le putem admira sau putem să vedem doar zonele unde vor exista astfel de uh, momente excepționale de, de artă. Dacă avem, David, te rog din suflet să ne arăți imagine și să le comentăm împreună cu Ilinca. Elinca știe exact ce se întâmplă mie, vă zic că mie nu -mi vine să cred că se întâmplă asta în Ploiești. Adică nu că Ploiești nu are potențial, are foarte mult potențial, dar de, e mai simplu să te uiți la București, la Timișoara, la Cluj decât să faci lucrurile aici în, în zona asta. Văd că sunt așa foarte pe, pe rapid, am văzut doar clădiri pe care recunosc și probabil pereții pe care urmează să existe această artă murală, Da să mă ajuți un pic să-mi spui zonele pe care le vedem, să le identificăm, să le comentăm. Uite, ce avem în imaginea asta? Că ganguri, e un... ganguri, hale, strada Emile Zola, în spatele farmaciei Dr. Max. Ce vedem acum e deja arta murală? Nu. Sau? Nu? <laughs> nu. Eu nu, dai că nu. Să, A, să, clarific, să clarific, să clarific atunci. Arta murală este cam cel mai înalt spectru uh, al artei stradale, și cumva înseamnă pictură pe pereți. Vreau ca toată lumea să... Și ce, grafiti nu e așa un fel de pictură pe pereți? Nu n-avem nimic, n-am nimic cu oamenii care sunt uh, cu grafitiu da, și exprimă o, alt, o altă parte a, a mesajului pe care vor ei să-l dea mai departe. Sunt cumva, uh, targetează lucruri diferite. Arta morală cumva înseamnă un tablou de mari dimensiuni, okay. uh, propus comunității pentru a stârni discuții și interioare, adică monologuri cu tine însuți, dar și dialoguri cu alți privitori. În timp ce grafitiul este o formă de expresie. Care vă zic că până da. acum în imagine am văzut doar zonele unde se vor executa aceste arte morale. În da? care se, se pregătesc zonele, A, adică uite, au fost. Cu schelă frumos. Uh -huh, da, uh -huh. Am avut patru schelari care au venit să monteze această schelă încă de la Constanța. <laughs> și au făcut o treabă minunată în 3-4 ore. Aici suntem în, în spatele, de fapt, în gangurile de la Cinemascop. Da. Și de o parte și de cealaltă se vor uh, picta pereți. Aici suntem la școala Iaba Sarabescu, unde avem un artist uh, din Italia, Patriciu Anastasi, uh, cu, cu un concept pe tematică de dezvoltare, de sustenabilitate, pardon. Aici suntem la școala Nicolae Iorga, unde l-avem pe Dimitri Potapov, cu un concept care se leagă de istoria ploieștiului. Acestea au fost cele două tematice ale noastre când am lansat apelul de concepte și anume istoria ploieștiului pentru a ne cunoaște trecutul și obiectivele de dezvoltare durabilă propuse de ONU pentru a putea să ne generăm viitorul. Aici suntem tot la Basarabescu, dar cumva conceptul puțin mai avansat. Am că senzația că ne uităm la imagini de mare valoare și care sunt executate în câțiva ani de zile. Da, nu. Noi avem 10 zile. <laughs> 10 zile să faceți toate aceste superbe lucrări, da? Da. Unde da. e aici? Tot pe jurnalist, jurnalist Gabi Dobre 1, vis-a-vis okay. -vis de poștă. Uh -huh, uh -huh. Deci acolo o să avem uh, artă da. murală, da? Multă mobilizare, uh, mulți oameni, multe uh, detalii pentru fiecare. Perete în parte pentru fiecare artă murală. Ce vrei să-mi spui despre asta? Aici am fost în prima noapte după ce au ajuns artiștii și ei își proiectau schițele mm -hmm. pentru a le fi mai ușor în următoarea zi să, conture, să dea culoare peretelui. Și a fost un proces extraordinar pentru că, evident, am avut generatoare pentru toată lumea și s-a stat puțin. La rând și a fost un moment de comunitate atât de frumos în care artiștii au stat, s-au ajutat, au urcat împreună pe schele, plus glumele de rigoare și discuțiile de pe, din timpul pe care l-am petrecut împreună. Și am avut așa un, un moment foarte frumos în, între noi, tot în gang la Cinemascope, o avem pe Merida Zu. Uite numai la imaginile astea și făcând o paralelă cu felul în care arăta cinemascopul și cum arată și în momentul de față, mi se pare că voi chiar dați viață unor locuri care au murit de foarte multă vreme, sunt doar pline de nostalgie pentru cei trecuți de, nu știu, 30 de ani care au fost măcar o dată acolo sau și-ar fi dorit să, să vadă un film la cinemascop. Nu știu dacă știi, dar acum e o clădire știu. părăsită. E, da, nu mai E, e groaznic ce, ce se întâmplă acolo. Aici? Aici suntem la Liceul Teoretic Victor Slăvescu, unde vom avea chiar două concepte care vor prinde Ce înălțime viața? are arta asta murală? Uh, peretele unei școli are în jur de 10-11 metri. Și ca lățime, 5-6 metri. Cam exact. E, de ce? Fantastic. Serios, nu știu. Asta e o chestie care trebuie să ne, să A... ne facă pe toți, să, să, să umblăm un pic prin prin oraș și să-l apreciem mai mult. Aici tot la Basarabescu, unde l-aveam pe Patricio, pe italian pe parte... În partea cealaltă este Pulsar, un alt artist moral. Dacă vei Punicidar. greși numele vreunui artist, nu o să se să te nimeni, că 27. Nu greșesc, îi știu pe toți <gânt> foarte bine. Aici avem pe geta Brătescu ca concept, pe peretele școlii George Emil Palade, care dă chiar spre grădinița George Emil Palade. Și este foarte interesantă tehnica folosită de artist. Uh, pentru că are cumva senza Dă senzația de cariocă pe perete uh -huh. Un stil destul de complicat Cum ați ajuns la școlile astea? Ați vorbit cu inspectoratul Cu directorii școlilor Cu cine? În primul rând ne-am dus să facem Cum începe tot procesul Noi mergem să facem un wall hunt Ne ducem să căutăm pereți uh -huh. Și am plecat de la ideea de a avea pereți vizibili De la stradă Calcane fără geamuri aici suntem la, mă întrerup, aici suntem la, pe strada Vlațepeș 21B, după sensul giratoriu de după liceul Cuza. Uh -huh. A, așa, și căutăm pereți, vizibili de la stradă, astfel încât noi, echipa, eu, <laughs> Asta în principiu, pentru mult. că am fost în ploiești fizic, am plecat în căutare de, de calcane pe care să le putem picta, și apoi, următorul pas pentru noi a fost să luăm uh, aprobarea directorului școlii, directorilor școlilor, uh, pentru că nu putem, cu orice aprobare am avea chiar și de la primărie, nu putem picta dacă proprietarul sau directorul nu este de acord. Adică trebuie pe ambele părți Mi să fie... absolut fi, uh, da. normală trebuie. E fi... o clădire de, uh, de locuințe? Aia de mai devreme? Nu, nu, nu? e de locuințe. Okay. Au ceva birouri, sedii de aici, tot pe parcarea de la de pe Cuza Vodă, Aici conceptul reprezintă lecție despre Cub al lui Nikita Stănescu. Cumva o metaforă. Așa, bun. Și aici suntem la Școala Nicolae Iorga, conceptul lui Dimitri Potapov, de care ziceam mai devreme, dar într-un stadiu mai avansat și mai colorat. Mă gândeam dacă ați găsit și un perete care să fie al unui bloc de locuințe. Este mai complicat la blocurile de locuințe. Inițial am vrut multe blocuri, da. doar că acolo este necesar aprobarea a 50 plus 1 locatari. Și în timpul scurt pe care l-am avut, am, deși am plecat cu ideea de a face și blocuri la această ediție, cumva nu am avut timpul necesar să stăm să vorbim cu toată lumea sau cu uh, asociația de locatari care să ne ajute și era mult prea complicat și am mers mai la un contact unul la unul, adică proprietar de imobil sau director de școală. Era mai ușoară comunicarea Era o idee extraordinară dacă vă îndreptați un pic atenția Către blocul cu șapte etaje Și nu știu dacă Găsești pe blocul cu șapte etaje Vreo fațadă interesantă Știi de care, care? vorbesc? Nu, nu știi de blocul cu șapte nu etaje? Știu. Bloc care ar fi putut să poate o să fie la un dat dărâmat Pentru că Cel de lângă catedrală. Exact Cel Catedral care știu. a fost construit Ca să ascundă un pic catedrala și uh, fiind uh, atât de vizibil, da? în fiecare zi uh, tranzitând, nu știu, zeci de, mii de uh, oameni în uh, spațiul respectiv să, să fie cât mai cât mai expusă. Acolo sunt cred că în momentul ăsta, dacă nu greșesc niște billboard-uri, oricum billboard Da, da, da sunt promoționale. Sunt, sunt. Și atunci, atunci mai... Ne-am reorientat. Bun. Sunt curios să știu dacă artiștii care au uh, venit în Ploiești care sunt prezenți la ora asta și muncesc uh, de zor, dacă ei sunt plătiți. Sunt plătiți, desigur. Uh -huh. Festivalul am vrut să aducă aici oameni care să fie răsplătiți pentru tot efortul și munca pe care le depun uh -huh. și am reușit să strângem fondurile astfel încât uh, ei să aibă un fi pe care îl primește la noi mi se pare destul de dificil să mobilizezi niște artiști să vină în ploiești, să fie cazați pe barba lor, pe toată munca lor. Cum arată, nu știu dacă e apucat să discuți cu ei, evident, mă refer la cei care probabil au venit pentru prima dată în, în țară, cum arată orășelul ăsta? Ce, ce ți-au despre el? Dar sincer. Foarte sincer, arată că pe peste tot ca la o periferie, gri, șters, comunist. Cam astea au fost uh, cuvintele. Ce le-ai spus tu? Că îl vom schimba. Și <laughs> au fost de acord? Adică, adică au fost de acord? O zis, da, mai, avem o șansă să-l schimbăm. Da. Bun, deci asta este perspectiva pe care o au uneori străinii, mai ales artiștii, da? atunci când văd uh, un oraș plin de oportunități de altfel, doar că sunt oportunități pe care nu le mai sesizăm la fel de, de, bine. Știi, este mult mai simplu să vezi calea către București decât să te oprești un pic mai mult către orașul lui Caragiale și să-i dai valoare. Cât te costă pe tine, Ilinca, și nu mă refer la bani, în timp, da, cât te costă pe tine toată această muncă pe care ai depus-o, vorbind la trecut, dar și pe care o depui, fiind un prezent așa continuu, că e o chestie care nu știu când se oprește exact. Energie și timp, în energie și timp, costă multe ore pe zi. Adunate echipa, eu și toată lumea implicată, stăm în jur de 18-20 de ore lucrând, vorbind cu oamenii, adunând fonduri materiale, voluntari, organizându-i și încercând să facem lucrurile să meargă. Este un eveniment de o amploare pe care noi am văzut, am anticipat-o, dar cumva tot ne-a luat prin surprindere. Și apar, desigur, că la fiecare eveniment sau la orice activitate apar lucruri neprevăzute în fiecare zi. Poți să dai un exemplu? Nu mai există culoarea unui artist. Trebuie să vină voluntarul să ia culoare de la casa conspirativă. Noi avem un sediu unde ne-am pus toate materialele și toate uh, goodies pe care le oferim și așa. Uh, și trebuie să vină voluntar, să ia culoare sau să se ducă la alt artist să vadă, să facă schimb, buscări să mai, la fel, să schimbe între ei uh, sunt o felul de chestii care apar. Nu merge să postăm haideți cum rezolvăm foto, video, să se ducă la locații spuneți-le locațiile unde sunt sunt uh, multe lucruri care multe, se întâmplă să aveți cât mai multe dovezi în legătură da. cu ce se întâmplă în orașul ăsta da. și mai ales să uh, aveți niște voluntari cât mai activi și vorbind despre voluntari vreau să știu cât sunt la număr și cum i-ați cum i-ați găsit sau cum v-au găsit ei pe voi. E foarte interesant. Ultima oară când m-am uitat pe grup înainte de ziua de ieri, aveam în jur de 35 de voluntari. Ieri când m-am uitat pe grup, am ajuns la 70 de voluntari. Noi, momentan, pe grup, activăm o comunitate de 70 de voluntari din diferite licee, în principiu din Ploiești. Mihai Viteazu, Caragiale, Liceul de Artă, Victor Slăvescu, și alte școli. Uh, inițial am primit, am pornit un apel de, de voluntari. Am dat un formular să, se, să fie completat uh, prin mai multe școli. Unde aveam noi intrare. LMV Caragiale și Victor Slăvescu au fost uh, inițial. Uh, am avut niște întâlniri cu ei. Asta cred că acum o săptămână jumate. Chiar da. Sau o săptămână. Și le-am explicat conceptul, le-am arătat uh, ce au trimis artiștii, le-am povestit despre noi, cam ce vrem să facem, au fost extraordinar de încântați. Uh, și în timp uh, tot primeam mesaje pe WhatsApp, Ilinca, Ilinca, mai am pe cineva interesat, mai pot să adaug, fă -mă admin. Îi făceam admin, Ilinca, Ilinca, am mai povestit, super încântați, mai vor să vină cinci oameni, mai ok, adăugați. Între timp se mai înscriau și pe formular, care s-a închis pe 1 august, adică înscrierile s-au uh, închis cam pe 1 august, și noi am mai acceptat după doar ce veneau prin voluntari deja existenți. Prin în, recomandare, prin recomandare. Mă da. Îl cunoști, știi că e om de. Garantez de comitet, pentru el. Altfel, nu are rost că e păcat. Bun. Și deja sunteți peste 70 de, de voluntari. Și vreau să subliniez aici, pentru că sunt niște copii extraordinari, sunt niște copii minunați, care sunt foarte săritori. Și oricând avem nevoie, se duc, se plimbă, iau fac, curat, orice este nevoie, ne place teribil de mult de ei. Dar ce le-ați zis, adică fiți voluntari pentru că? Pentru că putem face un moment și o activitate care să rămână și la care să contribuiți, de care să fiți atât de mândri de... pentru ce ați reușit. Ce bine că ai adus în discuție povestea asta cu, cu mândria, dar nu într-un sens, sens negativ, ci în ideea de Dumnezeu, chiar mă simt bine aici. Vreau să știu și acum dacă poate să vorbească pleșteanca din tine, na, cât ai prins din plăștiul ăsta, uh, un pic despre cum vezi ceea ce se întâmplă și cât de sustenabilă este ideea asta, inclusiv din punct de vedere tehnic, pentru că nu m-am întrebat câtă vreme rezistă această artă murală pe uh, pereții exteriori. Uh, arta murală pe pereții exteriori poate rezista până la 10 ani, iar noi, prin Contractele pe care le avem, să mă rog, agreementurile, urile să nu le, nu le zic contracte, cu proprietarii. Uh, practic, specificăm ca pictura morală să rămână pe perete un minim de 2 ani. Dar ea rezistă mult mai mult. Uh, deci, este sustenabil. Știi de ce te am întrebat asta, nu? Ai vreun perete? <laughs> Nu, noi avem care... foarte mulți pereți în plăieștiul asta și sunt la orizontală, e asfalt, știi? Aha. Și asta se asfaltează și peste șase luni de zile vezi că sunt foarte multe gropițe sau mai sapă unul că vrea să mai facă ceva. Și dacă exemplul ăsta pe care îl dăm noi este unul rezistent, atunci înseamnă că ar trebui să învățăm foarte multe din mobilizarea pe care voi o aveți, ca apoi când vin oamenii să mai pun un pic de asfalt, să mai arate orașul ăsta cât de cât, să nu ne plictisim după o iarnă de cât de mult numărăm fiecare groapă în parte și cât de greu e să te deplasezi în ploiești, dacă vrei să mești chiar cu mașina ta personală, ca să vezi toată da. pictura asta murală, să se întâmple lucrurile. E foarte interesant că ai menționat de asfalt, pentru că Virgulă. chiar recent Bloomberg a pornit un apel către toate țările, ei cred că noi credem că vor să-și facă niște studii și să-și adune datele, exact pe ideea asta de artă morală și artă stradală și ei propun și dau finanțări pentru proiectele care vor să uh, explice cum arta stradală îmbunătățește diferite KPI-uri. Hai, cum? să, hai să vorbim despre asta. Hai să ne spui și nouă. Că, uite, cel puțin un ploieștean se uită la noi la ora asta și bă, sunt niște oameni care pictează pereții prin ploiești. Nu știm, frate, care e faza cu ei, dar sunt interesant sunt drăguți. Dar care este explicația ca să vorbeam despre sustenabilitate și ca viziune și ca uh, design, ca, nu știu, poate te învață ceva, poate învești ceva, stimulează anumite simțuri. Creația ta e cumva uh, pusă pe uh, pe play. Sunt chiar studii referitoare la acest fenomen. Și anume referitor la rata vandalismului, care scade în momentul în care apare artă morală într-un cartier, uh, cu până la 90%. Uh, la fel, businessurile în zone în care se întâmplă artă morală sunt mult mai profitabile, cu între 10 și 50% creștere în cifra de afaceri. La fel, oamenii uh, fac mai mult sport, uh, okay. odată ce văd, da, este o chestie pe care eu -aș, nu, poate n-aș fi gândit-o niciodată care avea vreo legătură, vreo corelație, dar aparent are cu până la 77% mai mult sport după ce au intrat, interacționat cu, cu arta morală. Și sunt niște chestii de care nu auzim foarte des și pe care noi le știm pentru că am căutat, ne-am interesat, dar ar fi foarte tare să se cunoască lucrurile astea la un nivel mai, mai ridicat. În afară de statistici, avem și uh, rezultate clare, adică un prim feedback așa în timp real din partea cetățenilor din Ploiești care zică, e frumos așa, îmi place, nu știu ce, dar îmi place, nu știu. Arată bine. A, hai, hai, aveți A un pic de talent acolo. Parcă vă pricepeți. <laughs> avem feedback real, nu din Ploiești, și din Ploiești de la cetățeni, așa? dar și din București de la business -uri. Și anume avem un mural pe Artur Verona Cred că, cred că am greșit strada, sincer Nu este strada Artur Verona Dar nu mi-aduc aminte strada Dar pot să spun locul Este lângă restaurantul Grano Așa. În București, prin Dorobanți Unde a apărut acest restaurant Grano La șase luni După ce pe doi pereți Care, care sunt vis-a-vis -vis unul de celălalt Au fost pictate două murale și restaurantul la nici șase luni a apărut, înainte era erau curte părăsită acolo, s-au pictat cele două morale pentru că au fost niște pereți foarte buni în zonă, spotuiți, luat acorduri și așa mai departe. La nici șase luni după a apărut acest restaurant care este foarte profitabil, se vede foarte frumos dacă stai la terasă și chiar invit pe toată lumea. Să înțeleg că dacă avem un antreprenor și urmărește acest podcast ar trebui să te urmărească neapărat pe tine. Exact. pe unde sunt cei link? -a? Uite, pe acolo, ok, hai să vedem ce spații sunt ca să închiriem și noi, că poate facem un business și uite, poate să fie chiar unul înfloritor. Trecând la lucrurile alea bă, serioase, reale, grele... Nu pot să mai zic ceva înainte? Bine, hai mai zicem ceva. Și anume feedback-ul oamenilor din Ploiești, Așa. pentru că a fost foarte, foarte interesant cum oamenii, de când ne dădeam schițele pe proiectau artiști schițele pe Perez noaptea, Așa. au coborau, coborau din bloc și ne întrebau ce se întâmplă, vai, cât de frumos este, ce vreți să faceți aici, și când le explicam, uh, li, se, li se luminau ochii și erau, nu putem să credem că se întâmplă lucrul ăsta. Sunteți foarte curajoase, din nou, da. și ne bucurăm tare mult că schimbăm ceva la ploiești. Și au fost oameni care ne-au căutat, le-am dat contactul înainte de a începe festivalul, pentru acorduri, și când nu au mai auzit nimic de la noi, ne sunau, mai când începeți? Că uite, am povestit tuturor ce se întâmplă, haideți, când veniți la mine. Și ne asta, asta cumva ne făcea întotdeauna când am avut momente mai mai downs în procesul ăsta. Când aveam acest feedback de la ei, cumva ne dădea putere și curaj și tot intelect. Era o confirmare a faptului că nu faceți degeaba exact. lucrurile astea și că există exact. un sens că așteptările pe care voi le aveți sunt cumva în concordanță cu așteptările celor care vă zic da, bine, așteptăm să veniți mai mai des la președăune, la, la preș, cum să zice. Bun. Hai să trecem la lucrurile serioase, hai cu asociația, că sunt curios. Hai să trecem. Cum stați în, în partea de, de buget? Adică sunteți bine sau aveți nevoie de suport în continuare? Poate cine știe. De undeva, cumva, oamenii zic, păi neapărat hai să ajutăm proiectul ăsta. Suport avem nevoie, pentru uh -huh. că, din nou, la fel cum ne-am ne făcut noi un buget, pe care din foarte multe întâlniri și prin întâlnind foarte mulți oameni, minunați care au crezut în inițiativa noastră am putut să-l obținem, dar cu aceste lucruri neprevăzute și tot ce s-a mai întâmplat între timp, noi suntem foarte scarce resources și dacă toți suntem aici, o să Așa. vreau să ce menționez vre? toți sponsorii care ne-au fost aproape, A, dacă deci se să poate. Zi, e o listă cu bă, toți, o listă. Toți, toți prietenii voștri care vă Cei mai buni prieteni. Te rog din suflet, dar se zici ușor, adică să nu te grăbești. Nu mă grăbesc. Așa. În primul rând avem suntem susținuți de primăria uh, municipiului Ploiești. Da. Uh, avem Daniu Engineering Hub care este main partner pentru noi. Și apoi avem uh, NES uh, ca, ca sponsor, avem NES Project Europe. Da. Avem Actemium, Chemron, Crafton Lagan. Oltina, care a răspuns foarte pozitiv apelului nostru, VDP, Caparol, care este sponsorul nostru pe culori, Sportec, Aqua Garden, unde ne vom ține și câteva din evenimente, Pelican și Herlitz, care ne-au ajutat cu materiale pentru goodie bags, Hotel Prahova, Das, Sece ciocărlia, Da Vinci, care ne provide food în fiecare zi pentru voluntari, Aqua Carpatica, Amit, Just Black Coffee, Streetwise, pe partea de spray din nou ne-au fost alături și Fable. Wow, e ceva, e bine. Nu, um, nu e o listă în asta interminabilă, mi se pare că sunt niște prieteni, așa exact. îmi sună mie în, în minte, oameni care presupun că au zis din prima, da, și sunt acum alături de voi. Și dacă cineva își dorește să vină în, în întâmpinarea voastră în a vă oferi suportul pentru, nu știu, următoarele inițiative sau pentru a face și mai mult aici în Ploiești... Ne pot găsi cum? pe... Avem website unde avem da. datele de contact și mail și Instagram, Facebook și număr de telefon artown-festival.art Dar se răspunde cam greu la numărul ăla de telefon la ora asta, așa? <laughs> în această perioadă Ceea e o se linie se pare de așteptare. Mi se pare absolut normal. Așa? Uh, și acolo, sau dacă nu, pe la pereți, pe, pot, uh, pot lua legătura cu voluntarii sau noi ne plimbăm și suntem pe peste tot prin Ploiești de acum. Care e cel mai, cel fain loc din Ploiești, din punctul tău de vedere? Pe care o să-l pictăm sau în principiu cel mai fain loc? Nu care îți place ție, nici nu trebuie neapărat să aibă artă murală deocamdată. Cred că îmi place cel mai mult. E greu de... Acum să-mi placă prea multe locații. Trebuie uh. să alegi una singură una singură, una singură. O să zic parcul Mihai Viteazu. Dar nu o să dau mai multe detalii, dar se întâmplă ceva foarte tare și acolo. Nu a început încă, dar se înceapă căutătorii. Ia, da. să așează ceva în podcast că e, e ceva acolo în plej, nu, e de bine, e, e un loc de întâlnire bun și pentru tineri și pentru și pentru adulți. Care este locul cel mai puțin accesibil din Ploiești, care ar fi fost foarte potrivit pentru artă murală, dar la care nu aveți acces. Sau nu se poate, nu știu. Clădirile blocurilor din, din, later, din lateralul halei, halelor. Cum te uiți la hale, partea da. din stânga sunt patru blocuri, așa la rând, mai ridicate ele. Da. Patru calcane ieșite în, în afară pe care le-am spotuit din prima și am zis, gata, sunt preferatele noastre dar sunt în zonă protejată pentru că ha halele în sine sunt monument și nu putem picta ceva care feisuiește monument, un monument. Uite, nu știam informația asta. Nici noi. Și n-ați putut să mai puneți o întrebare în stânga-dreapta, în să faceți o excepție, să... Nu. Asta cu profitabilitatea, cu făcutul de noi mișcare, lifestyle. Și aveam aveam niște concepte foarte drăguțe pentru zona respectivă, mă rog, pe care le-am le relocat, mm -hmm. dar nu, nu se poate. Și a trebuit să schimbăm planul un pic, ne-am adaptat. Ilinca, tu ai 26 de ani și noi avem aici o, o rubrică în care fiecare invitat este rugat, e provocat, cum vrei tu să-i spui, să spună un mulțumesc pe bune unei persoane importante din viața sa. Și acum întrebarea mea pentru tine, Ilinca. Wow. Este, da, da, eu trec foarte rapid într un subiect în altul, da. că am cum altfel. Cui mulțumești tu cel mai mult, o singură persoană, pentru cine ești tu astăzi, Ilinca? Și de ce? Cine și de ce? Poți să mi-au -mi o secundă să mă gândesc că sunt foarte multe persoane. Uh, dar sincer, sincer, uh, părinților mei, pentru tot ce sunt astăzi, părinții mei părinții tăi. Și vrei să dai mai multe detalii, că adică să spui mulțumesc, așa că poate se vor uita la interviu. Sigur se vor uita, dar abia așteaptă să Zic, le spun. Că... Zic, mulțumesc cu ce, le zici? Vreau să le mulțumesc că întotdeauna... Mă uit la cameră sau mă uit la tine? Păi ca eu să nu știu? sunt părintele tău, uite-te la cameră, e mai simplu. Așa. Vreau să vă mulțumesc pentru că întotdeauna ați crezut în mine și întotdeauna m-ați încurajat să nu aleg drumul cel mai ușor în viață, pentru că asta m-a făcut cine sunt eu azi. Hai că te-ai emoționat așa un pic. Păi, sunt părinții mei. Spui des acest mulțumesc? Poate nu așa de des. Asta pentru că ți este dificil sau pentru că nu ai timp să spui mulțumesc? Nu, pentru că nu sunt neapărat adepta vorbelor așa spuse tot timpul. Eu Trebuie să sunt... strâng așa o cantitate da, de emoții destul da, da, de da. importantă, să vin într-un podcast, după care să spui mulțumesc în sfârșit. Da, mă duc acasă și fac asta și live. Mai am, mai am o rubrică pe care neapărat vreau să o... Să o conturăm și alături de tine. Are legătură cu un titlu de, de carte, o recomandare de carte. Da. O carte care ți-a ți schimbat radical ceva. Ți-a schimbat viața, sensul, ideile despre oameni. Biblioteca de la miezul nopții. Nu îmi vine în minte acum autorul. Okay. Dar a fost o carte extrem de interesantă pentru mine. Și spunea ceva de genul că... Noi suntem deseori nemulțumiți de alegerile pe care le facem și cumva să ne, să ne liniștim și să ne gândim că oricum ajungem acolo unde trebuie să fim. Cu oricare din alegerile pe care le facem pe parcurs. Că lucrurile se așează și devin, așa, devin ceea ce trebuie. Îmi place concluzia asta. E cumva o, o, o chestie simțită și pe pielea ta? Da, pentru că de multe ori am fost în situația în care mă gândeam ce ar fi fost dacă aș fi ales... Altceva, ce aș fi fost dacă aș fi spus altceva, unde, unde aș fi ajuns, și după am stat să mă gândesc că, păi, dar mie chiar îmi place unde sunt eu acum. Și știu că de aici încolo mai pot să fac foarte multe lucruri și to toate deciziile mele, poate care la momentul respectiv nu mi-au convenit sau m-au pus pe gânduri, m-au ajutat să ajung aici și mi se pare în momentul azi, acum, că este ceea ce trebuie. Bine, hai să te întreb. Întreabă-mă. Zim, care e cel mai mare vis al tău? Cel mai mare vis al meu este să las ceva în urmă, ca după mine, cum sunt acești pereți care o să dureze sau următorii, Așa. să las ceva care să schimbe măcar pentru cineva, măcar pentru un om, o viziune, o idee sau să-i dea un răspuns sau să-l facă să se gândească la, la ceva, să-l ajute într-un fel. Cum ai ajuns la povestea asta? De, de ce gândești tu să faci ceva bine și pentru ceilalți? Pentru că pot. Ok. <laughs> pentru că simt că am de dat niște lucruri, pentru că dacă mă, mă mobilizez și știu că am oameni lângă mine cu care pot să lucrez, putem face niște lucruri spectaculoase. Și dacă e un citat care îmi place foarte mult pe tema asta, că fiecare dintre noi trebuie să devină ceea ce poate deveni. Ceea ce poate deveni. Adică... Asta e, e destul de profundă să știi exact. că... E, cine știe ce poți... Devi, nu poți să devii orice... Păi asta e, acolo e întreg. e da. Am înțeles. Da. Ce ne -ai face niciodată în viața asta? Uh, ce n-aș face niciodată să. Nu, n-aș vrea să spun chiar tot ce n-aș face în viața deci asta. Deci Ai niște gânduri multe, dar ce ne <gânt> face? Simplu, uite, nu aș. nu știu, n-aș conduce un tractor. Ceva mai simplu. Okay, ce mai fac... simplu? Ce n-aș face? N-aș strica un moral. Uite. Niciodată. Cum îl protejăm? Practic, fiind în spațiu public, este, este dat comunității ca bun comun și protecția vine din etica fiecăruia, educația pe care noi încercăm să o și promulgăm în societate și faptul că este a noastră și de ce am stricat lucrurile care sunt ale noastre. Ei, nu dai idei? Niciodată? Bine. E bine să le apreciezi. Știi, când ai lege e un pic mai simplu. Când da. penalizezi comportamentele nocive, e mult mai în siguranță totul decât dacă stai așa și te înghești. Domnule, poți să-mi las geanta în mașină, poți să-mi las mașina deschisă. nu are ce se întâmple. Adică, oamenii sunt oameni până la capăt. Există cel puțin o persoană care ar putea să aibă în gând, da, ce mă coartă asta murală? Și atunci e bine să o putem proteja. De asta vrem și noi să facem cât mai multe apariții pe oriunde, pentru ca lumea să înceapă să cunoască fenomenul. Fenomenul e foarte răspândit în vest, în Germania, în Londra, mă rog, am dat țară și oraș, în Germania, Anglia, în state, în Africa de Sud, sunt festivaluri peste festivaluri, artă peste artă morală, marketing prin artă morală foarte mult în străinătate, adică sunt. Cred că mai avem un pic până acolo. Noi, ne, da, noi trebuie, ne, trebuie să înțelegem trebuie ce multe, este... Ne trebuie foarte multe upgrade-uri ca să ajungem da. în zona respectivă uh, și voi esteți așa un soi de mană cerească pentru, pentru plăiești, pentru comunitate, pentru viziune, tot griul ăsta să spargeți în sfârșit barierele astea limitative, spune, spunem, uite, există culoare la propriu în plăiești. De ce? Că au venit oamenii ăștia cu festivalul lor de artă murală și fac ceva foarte fain. Mergând, și asta e ultima discuție și nu știu exact ce o să-mi spui, dar mi-aș dori ca ceea ce te întreb eu să aibă cumva un, un numitor comun în viața voastră reală. Există și un, un proiect pentru toate aceste lucrări, un proiect pe digital? Uh, și mă refer acum, nu știu, și la NFT-uri și la... Uh... Sunt discuții. Adică da? noi suntem în căutare de a ne digitaliza proiectele fizice și în spațiu online. Noi vom avea harta moralelor pe site la noi, vom face tururi de artă morală uh, și ne ducem și în direcția de NFT și de digitalizare. Doar că... Trebuie să mai avem puțin timp ca să le punem pe toate la punct. Foarte fain. Zic, băi, uite, dețin și eu o părticică mică din, din arta murală. Uite aici în ploiești mi-am luat. Și mi se pare foarte fain și ca idee de susținere. Adică puteți exact. să vă faceți un roadmap unde practic o parte din banii respectivi se duc către asociație, se duc către, nu știu, a face și mai mult, a investi, nu știu, într-un ghid care să prezinte orașul și din punct de vedere al artei murale. Tragem linie, adunăm și vedem cu ce rămânem după acest podcast. Am nevoie de o concluzie din partea ta. Am nevoie să lași o urmă de bine, da? Că tot spuneți ție că vrei să lași ceva bun în urma ta. Cu ce rămânem după intervenția asta? Rămânem cu un oraș care devine mult mai plin de viață, mult mai colorat. Noi în săptămâna pe termen mai lung, ce am zis până acum. Pe termen mai scurt, în săptămâna aceasta organizăm o serie de evenimente conexe. Sunt foarte multe de povestiți pe care încă nu le-am spus. Zi detaliile, unde să caute lumea? Pe Facebook-ul nostru, Arta on Festival, pe Instagram-ul nostru, avem și event și ne găsiți acolo, toate locațiile sunt comunicate, toate evenimentele sunt comunicate și vă așteptăm cu drag la morale sau la evenimente. Ilinga, mulțumit, mult pentru prezența în podcast. Succes, știu că ai foarte multă treabă de făcut când ai câte 20 de ore de uh, zi de muncă, de uh, implicare atunci clar. Uh, Totul are nevoie de cât mai mult program, cât mai fix și cât mai uh, cu respectare de deadline-uri. Mulțumim serios, felicitări, mulțumim. Dă mai departe către voluntari, către toată lumea care se implică acolo. Știu că nu sunteți foarte mulți în echipa principală și doamna asta să găsiți și mai mulți oameni care să se implice alături de voi, să găsiți și mai mulți artiști chiar și din ploiești pe care să îi putem astfel promova de ce nu și să auzim de bine. Și până pe 14 august sunteți cu treabă pe aici, exact. cu dat, cu cât mai multă culoare, vă rog din suflet să luați ploieștiul la pas. Vă rog din suflet să vă întâlniți cu artiștii, să faceți cât mai multe poze, să le puneți pe Facebook, pe Instagram, să-i felicitați pe oamenii ăștia. Și cu tag, un Art festival. Arta un festival neapărat cu tag, ca să se știe că există ploieșteni care încă mai merg pe jos, dar sunt, sunt foarte mulți. Și priviți toată această poveste ca pe o nouă perspectivă către o, o, parte de urbanism din ce în ce mai înfloritoare și în sfârșit scăpăm de clișeul cu domnul ploiștul este grigion să ne auzi și data viitoare, adică luni de la 13, până atunci numai bine La revedere!